Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitata noastră de astăzi este doamna Cristina Ciubotaru, avocată, fostă vicedirectoare a Centrului Național Anticorupție. Doamna Ciubotaru, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Numai Igor Dodon mă dă de gol când eu înregistrez emisiunea și spun bună ziua. Iată, sunteți a doua persoană. Doamna Ciubotaru, ieri și azi, așa o atmosferă plăcută în Chișinău și în toată țara, probabil. Bărbații și băieții îmbră după cadouri, după flori. Azi dimineața am fost martor chiar la liceu băiatului meu. Cum se adunau, calculau, puneau mână de la mână. În general, tare frumos, în ajunul zilei de 8 martie, ziua asta. Dar iată, noi trebuie să discutăm despre reforma justiției. Bun. Despre reforma justiției. Despre, cum ar zice unii, eșecul total și irevocabil al reformei justiției. Și mai sunt încă multe eșecuri despre care vom vorbi mai la vale. Așadar, să începem cu o întrebare care a venit de la o doamnă ce a comentat astăzi pe Facebook anunțul cu privire la venirea dumneavoastră la emisiunea noastră. Așadar, doamna Raisa Popescu vă întreabă, fiind în funcția de vicedirectoare la Centrul Național Anticorupție, cum a luptat contra hoțiilor de rezonanță? Astăzi, actualii de la instituția dată luptă pentru hârtie și sediu în mijlocul capitalei. În rest, toate mișmașurile sunt ascunse sub grila secret de stat. Votache sușesfuie, unul mai bun ca altul. Trist, a zis doamna Popescu. Probabil chiar o sun că Igor Dodon și o spun că, în primul rând, dată mai s-o felicit pe doamna Raisa Popescu cu sărbătoarea de mâine. Nu, pe bune, eu mă bucur când oamenii au curaj, când mă abordează și îmi pun întrebări, mai ales întrebări incomode, mi-mi place să răspund la ele. De fapt, în primul rând, doamna Raisa face o confuzie între Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție. Cei care caută sediu și hârtie astăzi este Procuratura Anticorupție. Și mi s-a creat o impresie că mă confundă cu poziția pe care ocupă Veronica Drăgălin. Ori nu este așa. Eu în general nu am fost în poziție de șef de instituție, am fost adjunct. Și a fost adjunctul directorului Centrului Național Anticorupție, responsabil de activitate de prevenire. Și printre realizările importante pentru mine, este ceva ce se poate relaționa lumea. Mă rog, eu am lucrat la mai multe mecanisme de prevenire care au ajuns să fie chiar și de referință internațional. Nu o să mă credeți, dar așa este. Este crearea Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale. Este agenția care caută ceea ce s-a furat, produsul acestor hoții, bogățiile care au provenit din hoțiile despre care întreba doamna Raisa, le caută în țară și mai ales peste hotare. Și dacă în ultimii ani mai auzim că s-a pus sechestru pe vilă, pe casă, pe avioane, pe hotele, pe încă mai nu știu ce, asta este, pot să spun că este produsul muncii mele, într-un fel. Eu am lucrat la această lege, la crearea acestei instituții în anul 2016-2017. Sincer, bine, nu am stat să caut cu ei nimic, în modul practic, dar mă bucur că felul în care am gândit instrumentele și funcționarea acestei instituții o fac să lucreze. Parcă nu am auzit la fiecare 3 minute să modifice legea asta pentru că ceva nu poate. Spre deosebire de multe alte legi care s-au făcut în ultimii ani, care se modifică într-o veselie, pur și simplu, permanent, încât este foarte greu să mai ții rândul la tot ce se întâmplă. Deci asta e ceea ce, sincer, atunci când plecam de la... Apropo, și am plecat de la CNA tot pentru ca să apăr această instituție, fiindcă nu prea erau mai mari vremii fericiți cu crearea acestei agenții. În general s-au opus foarte mult timp toți liderii din alianța, coaliția de guvernare de pe atunci. Nimeni nu era fericit cu crearea acestei agenții.
dar era importantă pentru UE, era una dintre condiționalitățile pentru UE, pentru debursarea nu mai știu câte milioane din nu mai știu ce și cum. Nu au avut încotro, nu a fost ușor, dar în momentul în care, eu am avut impresia la un moment dat că au vrut să, după crearea ei, după ce au reușit să spună bifa că da, am creat-o, să o fac să nu funcționeze. Și în momentul în care am înțeles că s-a pregătit un proiect de lege ca să o treacă la Ministerul Finanțelor sau să o treacă sub un control politic direct, eu mi-am dat demisia și am anunțat partenerii de dezvoltare care au putut să pună capăt acestei inițiative. Uh-huh. Deci, practic, eu am plecat ca să apăr această instituție și mă bucur că am făcut-o nu în zadar, pentru că văd că ea ceva mai face. Ne-am înțeles. Sper că doamna Raisa Popescu este mulțumită de răspuns. Eu sunt convins că nu este pe deplin mulțumită, doamna, dar... Dar mai avem alte subiecte. Rămânem la teme de corupție. Zilele trecute a fost așa o știre, cu un avocat a fost luat pe sus pentru că ceruse mită de la cineva 15.000 de euro, zicând că ar avea influență sus la o instanță de apel sau prima instanță, asta mai puțin contează. Știri de astea apar periodic. Doamna Ciubotar, nu asta chiar credeți că avocații așa de tâmpiți la cap încât își mint clienții în halul ăsta? Întrebarea este, de ce nu se urmărește până la capăt firul acestor bani sau mersul acestor bani? Pentru că avocatul nu ia, nu-i bea, dar el pe bunii împarte cu cineva. De ce niciodată nu se merge până la capăt să vadă unde totuși ajung banii ăștia? Pentru că mai ales, uitați-vă, sunt cazuri. A fost reținut un avocat cu 10.500 de euro. Nimeni, niciun om normal la cap nu cere mită de 10.500. 10.000 e pentru cineva și 500 e pentru intermediar. Și cazurile astea sunt foarte mult. Eu nu pot să vă confirm sau să vă infirm. Pot să vă spun, înțeleg ce vreau să spuneți dumneavoastră. Deci există acolo unde cineva ia bani sau transmite, înseamnă că există cineva care și ia acești bani. Și este firesc ceea ce întrebați. În cazul în care noi vorbim despre documentarea unui caz, cel mai probabil persoana care, de la care s-a istorcat mita prin intermediul avocatului s-a adresat la, eu nu știu cine, la Rezum CNA sau cine, ok, s-a adresat la CNA și CNA în colaborare, deci în colaborare cu CNA au, cel mai probabil că au pus banii ca să, care i-au urmărit în momentul transmiterii. Atunci când între momentul în care îi dai prime persoane avocatului și transmiterea către cine acolo mai departe e o perioadă de timp care mai durează, este riscul foarte mare să pierzi urma acestor bani. Aceștia sunt bani reali, bani vii, care cine trebuie să aibă grijă să-i pună înapoi la bugetul de stat. Și de asta de multe ori, pentru că există riscul banii să se piardă. Au mai fost oameni care și-au mâncat banii și peste geam i-au aruncat și la WC-ul i-au dat drumul la... Nu contează. În momentul în care își dă seama că este că e flagrant, de fapt, oamenii pot să facă tot felul de chestii cu banii. Să-l dea foc, orice. Și atunci pentru ei este important să-l ia măcar pe intermediar, dacă nu reușești să-l ia mai departe. Și asta e lupta este... contra corupție? Nu, eu n-am zis că asta este lupta contra corupție, dar asta este mai bine... Bine, hai să zicem, există și avantajul de a exclude acei avocați care umblă cu poșta lui judecători. Fiindcă da, dar peștele cel mare stă bine mestec și caută alți intermediari. Bine, dacă și un avocat se prinde, vă dați seama că un procuror sau un judecător este cu atât mai greu să îl prinzi. Și el, decât într-o persoană în care are foarte mult încredere, nu o să facă asemenea afaceri. Uh-huh. Și atunci, cu cât mai mulți avocați din ăștia de încredere, fiindcă ei nu sunt chiar atât de mulți, eu nu cred că toți avocații se ocupă cu asta. Și este bine, dar ei sunt mult mai expuși decât judecătorii. Judecătorii nu comunică cu clientul, să spunem, la direct. Uhum. Prin avocat. De asta avocatul, vrei, nu vrei, este prima linie care se nimerește mult mai des decât s-ar nimeri judecătorul. Dar, mă rog, eu nu vreau să spun acum, metodologiile sunt foarte diferite, depinde de situația de la caz, depinde de... Eu nu vreau să spun. 10.500 poate fi inclusiv din cauza faptului că
s-a negociat că o parte îți dau acum, o parte mai târziu și împărțitul ăsta pe tranș tot permite documentarea. Dar, sincer, nu știu dacă este bine. Acum asta o să povestesc despre cum se documentează și nu vreau, nu cred că este bine să stau să... Secrete n-ați divulgat, tot e ok. Haideți să explic lucrurile astea. Să deviem un pic de la justiție, dar revenim la justiție. Of. Conferința, ieșirea la presă a domnului directorul al Serviciului de Informație și Securitate. Ați văzut-o recent? Da, așa, cu coada ochiului. Nu m-am uitat la toată, pentru că din trei cuvinte cam mi-a fost clar tot ce au avut să spună. Și da. Din ce am mai văzut ulterior, nimic... Destabilizări, se pregătesc. Adică, periodic, așa cum o dată în sezon, o dată în anul timp, ne anunță ceva se pregătește. Mai mult decât atât, deja se pregătește și pentru parlamentarii din 2025. Eu, în principiu, mie mi-e clar ce vreau să spun directorul SIS. Trebuie să ne explicați și nouă ce vreau să spun. Opinia mea asta. Opinia mea. În opinia mea, directorul SIS anunță că vor urma acțiuni de curmare a unor asemenea. Deci, că există riscuri în jurul alegerilor. Asta înseamnă că persoane implicate în scrutinele electorale și ăsta și de la parlamentare sunt sub vizor. Deci nu se uimească lumea prea tare și nu cadă de pe scaun de uimire în momentul în care o să-i bată la ușă cineva. Și după mine partea cea mai bună a fost să se spună că există, că asta este o destabilizare a cursului de integrare europeană, că avem partide realmente pro-europene și pseudo, sau cum acolo, camuflate pro-europene, dar de fapt... Deci, într-un fel, s-a citit așa de parcă toți cei care nu fac parte din partidul de guvernare, oricum sunt mâna Moscovei care se dau drept... care se dau drept pro-europeni. Și sunt un fel de proruși latenți. Iar asta înseamnă că, nu știu, de exemplu, Ion Ceban cred că ar trebui să aibă grijă sau, eu nu știu, toate partidele astea mai mici, emergente, declarate pro-europene. Eu sper că ăștia care sunt în, coaliții pro-europene încearcă să consolideze cumva dreapta, e discutabil, fac bine, nu vreau acum să mă dau în narativul ăsta politic, eu nu sunt mare politolog, să mă pricep în e bine, nu-i bine, o fac pentru Maia Sandu, ori o fac împotriva lui Maia Sandu. Nu, sincer, nu asta. Eu înțeleg că încearcă să ofere o alternativă pro-europeană. Și lumea deja speculează că ei sunt sateliți, că ei vor, că ei nu vor, de fapt. E altceva. Dar toți cei care își spun pro-europeni, dar nu sunt din partidul de guvernare, ar trebui să fie atenți. Pentru că se pare că ar putea să descopere că ei sunt un fel de pseudo-pro-europeni. Iar pentru asta, SIS-ul trebuie să aibă grijă să protejeze securitatea națională împotriva destabilizării. Eu așa am înțeles. Securitatea națională sau securitatea pasului? Și a Maia Sandu, a celor de-al doilea mandat al Maia Sandu? Eu cred că există confuzie între termeni. Pentru că... sincer, mi-era interesant acum... primii undeva, cred că, 2 ani de guvernare, foarte des auzeam justificarea la absolut orice nu ar fi făcut sau nu ar fi inițiat. Poporul vrea. Deci, în loc să prezinte că noi credem că trebuie să facem așa sau noi am decis să facem așa, poporul ne-a împuternicit să facem asta, noi facem ceea ce vrea poporul. Deci, se vorbea direct din numele poporului primii 2 ani. Și pe alocuri semăna cu ce s-a promis, dar pe alocuri nu prea era exact ceea ce s-a spus în promisiunile din campania electorală. Era altceva, dar era un fel de extindere a voinței populare în afară de ceea ce i-au votat și pentru ce au promis că i-au votat. Era mai mult decât atât. Deci era un fel de extindere acestei voințe. Acum nu mai auzim că este voința poporului, dar se pare că sau, bine, guvernarea, dar nu-i vorba doar de asta. Întotdeauna, în principiu, spre sfârșitul mandatului, atunci când au
sau cât mai bine s-au așezat în fotolii și cât mai sigur au început să se simte în aceste fotolii, cu atât mai mult se face confuzia că ei reprezintă binele suprem pentru națiune și iată pericolul pentru fotoliul lui și este pericolul pentru securitatea națională. Astăzi a fost o conferință de presă organizată de către Inspectoratul General de Poliție și doamna Drăgălin, pregătirea acțiunilor de destabilizare și perturbarea ordinii publice, cu organizarea protestelor și alte acțiuni de discreditare a vectorului politic european prin finanțări, după care au apărut știri că au găsit un apartament conspirativ al lui Lanșor, de unde au găsit acolo 5 milioane de lei. Acum așteptăm și să spună câți bani erau de fapt, că a mai fost așa un caz. Doamna Ciubotaru, să recunoaștem în public și noi suntem pro-europeni și nu deghizați, că acușo să ne iași pe noi pe sus. Eu nu știu dacă spunem semn pro-europeni, am și o să spună că avem ambiții politice. Nu am ambiții politice. Eu nu răspund la întrebarea asta. Eu sunt pentru interesul public. Doamna Ciubotaru, integrarea europeană. Noțiunea de reformă a justiției a devenit glumă și mai bine atent să pronunț cuvântul reformă a justiției. Asta nu vă credeți că dacă ei cu astfel de metode ne vor băga pe nou, vor inocula ideea asta de integrare europeană oriunde, cu orice ocazie, ar putea să aibă același efect ca și noțiunea de reformă a justiției? Eu tare sper să nu. Să nu fie așa, pentru că asta chiar este reforma justiției. A ajuns o expresie de ocară, într-adevăr. Mă amuzam și întristam în același timp, îl urmăream pe domnul Nicolae Ișan într-o emisiune recent, unde el i-a interzis moderatorului de față cu el să mai pronunțe întagma reforma justiției, om care a fost atâta timp viceministru justiției și cred că unul cei mai respectați juriști în domeniu, care chiar s-a ocupat de toate legile care au reformat de lungul anilor justiția. Și dacă el nu suportă să audă asta, cred că mulți spun. Integrarea europeană e foarte important, sigur că să nu banalizeze, să nu distorsioneze, să nu pervertească noțiunea dată în înțelegerea oamenilor. Eu foarte mult mi-aș dori să rămână această înflăcărare care există la moment. Și eu înțeleg, problema este că această încurajare, o anumită soi de înflăcărare care există la oameni, eu înțeleg că asta, numai asta se încearcă să fie exploatat, da, cu scopuri electorale. Ori există și o anumită doză de oboseală, există și o doză de dezamăgire în raport cu PAS. Și atunci, în momentul în care, știți că la fizică, teoria vaselor comunicante, da, ei care fac schimb de lichide sau când amestici două lichide de temperaturi diferite, îți faci o temperatură medie. Pentru mine îmi pare că cu notorietatea ideii de integrare europeană, dacă o amestici cu notorietatea partidului de guvernare, ar putea să obținem o temperatură medie, din care eu înțeleg că partidul va câștiga un pic de rating, însă ideea va pierde per total. Și nu știu dacă are cineva dreptul să monopolizeze în halul ăsta o idee națională și să o transforme în ceva mai bine, să agăți ca de o scară prin care se poate menține la putere, riscând totul, pentru că dacă totuși se va demonstra că temperatura partidului de guvernare este mult mai rece și nu este chiar atât de fierbinte deocamdată temperatura pe idei de integrare europeană, atunci per total să nu se compromită pe viitor, tot cu referendumul ăsta, eu nu mai vreau să zic, pentru că dacă un partid monopolizează integral și toți restul pseudo pro-integraționiști, să nu ne trezim în situația în care, dacă ei nu acumulează suficiente voturi, să fie ca și cum... Păi asta înseamnă că oamenii nu mai vor, nu e. Mie mi-a plăcut foarte mult, la dumneavoastră a fost în emisiune o doamnă din diaspora, a fost o foarte plăcut. Nadia Popovici. Da, foarte plăcut. Și ea mi-a
pentru mine a adus cea mai convingătoare explicație din toate câte le-am auzit pe subiectul referendumului. I-a zis că, păi, ce referendum vreți? V-am ales. Am ales deja o guvernare pro-european. Integrați-ne în Europa, atât. Ce mai vreți încă o dată să vedeți dacă v-am alege tot pe voi? Noi am ales, de fapt, în voi vectorul. Și eu cred că undeva asta se încearcă a repeta, alegând vectorul să aleagă același partid. Adică se încearcă, probabil, cooperațiunea inversă. Și de asta își spun că ar putea să se compromită. Noi, într-adevăr, aveam nevoie de acel, nu știu, a fost în România, un pact a tuturor partidelor. Asta este un subiect care nu se discută. Noi toți vrem în UE. Putem mai departe să ne batem pe idei. Cum, ce reformăm, ce schimbăm, cum produce mai mult bine pentru popor, fiecare din noi. Dar nu se discută integrarea europeană. La noi nu există lucrul ăsta. Noi divizăm. La noi totuși există narativul ăsta de divizare. Și care, apropo, e că inclusiv serviciile speciale o fac prin faptul că, păi, sunt adevărați, dar sunt pseudo, dar sunt care sunt hibrizi, dar sunt care sunt autentici. Astfel există și riscul ca decât nu e cu pas mai bine, nici nu e și fără pas. Sincer, eu aș prefera ideea să fim în UE cu sau fără pas, fie întrebarea a doua. Dar să nu avem de ales între dacă fără pas, atunci nu mai ajungem în UE. Eu nu aș vrea pasul să fie partidul la care se termină integrarea europeană. Și mie, apropo, uneori mi se pare că confuzia care se încearcă a fi făcută este un soi de egoism care, dacă eu nu trec, atunci să știe Europa că Moldova în UE nu mai merge. E un fel de șantaj, dacă vreți, pentru națiune. Și un mesaj în același timp Europei, că eu sunt prima și ultima. Dacă voi fi ultima, cu mine se termină integrarea europeană. Dacă nu, mai am un mandat, atunci fie o să continuăm. Și nu era așa la început, doamna Maia Sandu? Nu era. Ce credeți dumneavoastră dacă noi la referendum am avea... A, nu. Noi referendum vom avea, dumneavoastră v-ați consultat cu cineva care pricepe în termenii ăștia legislativi și constituționali? Pentru că la noi a fost domnul Iulian Groza la emisiune. Și el a zis că nu-i convins deloc. Da, și el a făcut un calcul în emisie directă, a zis că, băieți, probabil nici n-ar urma să aibă loc acest referendum. Bine, eu aș fi foarte atentă la ce spune Iulian Groza. Eu la fel. Dar foarte atentă, pentru că el este foarte adulat de actuala guvernare. Lui este în toate comisiile de concurs, în CSS, în organizația lui a produs un director CNA. Deci el este un om bine informat, aș presupune. Și dacă el este un om bine informat, ar putea să însemne de fapt că a fost aruncată o idee și acum nu prea să știe cum să se scape de ea. Și probabil că, dacă vă amintiți când toată lumea se aștepta la sfârșit de ianuarie, la sfârșitul anului, că va fi votat deschiderea negocierilor sau nu, la un moment dat probabil că avem o informație că nu o să avem votul Ungariei și înseamnă că nu vor fi deschise negocieri. Și cum au început toți încetişor să pregătească prin toate studiourile, păi și dacă nu, ei, poate da, dar poate nu, ei, dar dacă nu, nu e nimic strașnic. Și atunci, dar dacă nu în decembrie, atunci în martie. Și o să vedeți că tot să fie ok. Da? Deci, practic, s-a format foarte repede opinia publică, s-a schimbat și a fost ușor ridicol în momentul în care a fost o chestiune de conjuncturală, înțeleg că Ungaria și-a negociat ceva, da, și a zis că eu mă duc la fumat, la o cafea și voi acolo votați până eu nu sunt în sală, da? Adică, de fapt, nici nu a votat, dar nici nu s-a opus, nu a fost un vot contra, nu a fost nici votul pentru a Ungariei, dar nu a existat votul contra. Și în felul ăsta noi am obținut ceva ce nu ne așteptam că o să, că o să obținem. Adică am fost o mică monedă de schimb în jocul Ungariei. A creat Ungaria un fel de tensiune ca pe urmă să o, pentru Ucraina. Să o schimbe, da, să schimbe ceva ușurel. Și noi, la noi s-a început un fel de încântare, de vai, vedeți, am reușit. Și era, sincer, mie mi s-a părut bine, eu m-am bucurat ca cetățean acestei țări că noi am mai făcut un pas înainte, dar era jenant felul în care noi am făcut pasul ăsta înainte, fiindcă noi stăteam la cheremul unei țări pentru care noi nu eram importanți deloc, de fapt.
și care pur și simplu ne-a dat la schimb pentru propriu, pentru propriu interes. Puteam să fim, puteam să nu fim, asta e cum ai dat cu banul, cam așa a fost și pornirea negocierilor pentru noi. Mai mult decât atât, deși se recunoaște, toată lumea recunoaște că noi suntem foarte departe de a fi îndeplinit condiționalitățile, că reforma justiției și lupta împotriva corupției, deși reprezintă cam o treime, aproape jumătate din toate condiționalitățile sub o formă sau alta, și aici avem cele mai mari restanțe și practic succes nu avem de niciun fel. Cu toate acestea, nici măcar pentru Uniunea Europeană nu e tare important ce facem noi. Ne facem noi așa zisele teme de acasă. Nu ne facem. Până la urmă, înțelegând că n-am mai făcut noi mare brânză cu tema asta de acasă, mai mult a contat cum a dat cu banul Ungaria cu noi, decât faptul că noi în realitate am făcut sau nu am făcut ceva. Asta de fapt conta mai puțin. Noi nu suntem atât de importanți pentru Europa. Eu am înțeles din tot procesul ăsta că noi contăm mai puțin, de fapt, pentru ei. Ei pentru noi contează mai mult, dar nu atât de mult noi pentru ei. Bine, și evident, cine suntem noi ca țară, ca importanță. Dar pentru registru contează publicitatea. Da, luăm, vă rog, câteva clipe, după care revenim. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna Cibotaru, haideți, vă rog, înapoi la justiție. Eu știu că dumneavoastră erați mai mult de partea puterii atunci când l-au luat pe sus pe domnul Alexander Stoianoglu. Să înțeleg că v-a displăcut decizia primei instanțe de achitare, instanță formată dintr-un complet de 3 judecători. Nu. Dumneavoastră nu ați înțeles corect. Când eu spun că eu nu sunt fanul domnului Stoianoglu, înseamnă că eu nu fac parte din gloata de... Domnul Stoianoglu are un fan club mare de oameni care îl pur și simplu îl iubesc. El respect. Nu sunt, acolo... Da, dar dumneavoastră sunteți fan a respectării legii. Da, eu nu sunt fanul domnului Stoianoglu. Okay. Eu, în virtutea faptului că sunt implicat mai mulți ani în monitorizarea dosarelor de rezonanță, am avut dubiile mele referitor la cât de bine a făcut ceea ce a făcut domnul Stoianoglu cât eram în funcție. Deci aveam anumite rezerve, așa să spunem. De asta eu și spun de fiecare dată că eu nu fac parte din fan clubului. Să zic că nu a fost corect decizia acelei instanțe, nu pot spune de parte de mine lucrul ăsta. Au fost 3 judecători respectabili. De ce ar fi trebuit să am o problemă cu faptul că el a fost achitat? Mi-ați credeți că când eu spun că nu sunt fan domnului Stoianoglu, eu mă aștept toată lumea să-l condamne pe linie? Nu. Pasul s-a așteptat la asta. Nu, eu nu sunt pasul și eu nu sunt fanul nici a guvernării, nici a domnului Stoianoglu. Pentru mine este important să se facă justiție. Când lumea spune, în general nu înțeleg când se comentează că păi e bun dosarul ăsta, dar e lipit, că e fabricat, că nu e fabricat. Tot timp cât eu nu știu, lumea care vorbește, eu stat și-o văzut dosarul în față, eu nu l-am văzut. Dacă nu l-am văzut, eu nu mă pot da cu părerea ce este în dosar. Când o să-l ascultați pe domnul Stoianoglu, evident că el vorbește din perspectiva apărării. Normal că el o să vă spună că totul este fabricat. Este normal pentru o persoană care se apără să adopte o asemenea poziție. Deci, eu nu pot spun că îi dau foarte mult crezare nici domnul Stoianoglu când vorbește așa, nici procurorilor când spun că la ei totul este beton, dosarele sunt beton. Pentru mine cel mai important este ce o să spun instanța. Și eu nu sunt dezamăgită de ce a făcut instanța de judecată. Eu mă bucur, mă bucur pentru domnul Stoianoglu, mă bucur pentru dreptate, pentru că s-a făcut dreptate așa cum s-a făcut în prima instanță. Să vedem ce o să fie mai departe la Curtea de Apel, la Curtea Supremă, dacă va fi să fie și la Curtea Supremă, că acum s-au limitat temerile pentru de contestare la Curtea Supremă și mai puțin pot să fie mai rare ori, da, pot fi contestate mai sus la Curtea Supremă. Să vedem ce va face Curtea de Apel, dar... Apropo de Curtea de Apel. N-aș spune eu că sunt cumva nemulțumită. Apropo de Curtea de Apel, domnul Lilian Carp, președinte al Comisiei Securitate Națională și Ordine Publică și Apărare,
Cel care prima a fost la Consiliul Superior al Procurorilor și a zis că a citit pe Unimedia sau nu știu unde a mai citit ceva despre Stoianoglu și intentații dosar. El a comentat, a fost la emisiune la jurnal și a zis că este lipsită de bun simț sentința. Oh, Doamne, dar domnul Carpo a citit măcar sentința. A zis că o mână spală pe alta, adică azi judecătorii l-au ajutat pe Stoianoglu, după asta Stoianoglu o să-i ajute pe judecători. Asta e aluzie foarte clară către judecătorii de la Curtea de Apel, care urmează să examineze apelul. Pârghiile asupra primei instanțe sunt totuși mai mici decât pârghiile asupra Curții de Apel, pentru că ei urmează vetting-ul. Iar vetting-ul este un subiect predilect pentru guvernarea noastră și o bâtă foarte clară cu care flutură în fața judecătorilor ori de câte ori. Am auzit despre evaluări la sânge a judecătorilor și lăsăm, o să vedeți voi cum o să treacă vetting-ul. Deci eu am auzit, cred că toți demnitarii importanți în țara asta amenințând judecătorii cu vetting-ul. Vetting-ul și pre-vetting-ul. De asta Curtea de Apel, eu nu vreau să spun că am careva probleme cu Curtea de Apel, eu doar spun că ei sunt într-o situație mai vulnerabilă decât era prima instanță. Apropo, atunci când își cunoașteți subiectul cu formarea celor complet specializate anticorupție la prima instanță, la judecătoria Chișinău, da? Partea scandaloasă a acelei dispoziții prin care s-au creat aceste complete a fost că președintele instanței a recomandat judecătorilor care au în gestiune dosare de corupție care au fost trimise în judecată de către Procuratura Anticorupție, dar nu se regăsesc în listă întocmită, nu știm de cine, decât președintele instanței sau altcineva, CSM-ul, putem doar să ghicim cât de singur sau nu, pentru că au fost chiar niște contradicții. Îmi pare că doamna președinte a făcut trimitere la CSM, CSM-ul cumva a zis că nu președinta singura a decis lucrul ăsta. Nu e clar până la urmă unde precis s-au scris, s-au întocmit listele astea. Și ea a recomandat că celor care nu sunt în listă, dar mai iau încă în examinare, să fie buni, așa, binevol, cumva, așa, ușurel, recomandă ca să transmită dosari la cei care sunt în listă. Păi iată, în acest caz, eu înțeleg că era o persoană care era în această listă, dacă nu greșesc, și ei au zis că ei refuză să transmită dosarul și pentru mine a fost un prim semnal pozitiv că ei se opun interferențelor. Ori credeți-mă, dacă îl transmiteau, cu siguranță era să se speculeze că au fost imixtiune. Deci, din toate punctele de vedere, eu cred că este bine că acest dosar nu a fost transmis. Chiar dacă, fiindcă dacă el se transmitea, eu nu știu, și era achitat, eu nu știu cum erau să arate toți judecătorii cei specializați. Adică, dacă ei erau din rândul la ăștia care i-au specializat și l-achitau, ei cum arătau? Dar dacă îl condamnau, bine, că nu știe nimeni că și domnul Stoianoglu și apărarea lui ar fi putut spune, stați un pic, din felul cum se derulau și cum au fost examinate probele cercetate de celălalt complet care a început examinarea, eu aveam impresia că nu ar trebui să pierd procesul. Credeți-mă, ca avocat ai uneori senzația, bine, că nu neapărat este adevărată, de multe ori, apropo, judecătorii, avocații știu chestia asta, când un judecător se comportă deosebit de bine cu una dintre părți, asta este semn că ar putea să o trăsnească, spun avocații. De ce? Pentru că încearcă să nu-i dea ocazie să conteste pe motive de procedură, pe orice chestiuni minuscule, da? Uh-huh. Și uneori tu ai senzația că parcă îți pare că examinarea merge, s-ar părea în favoarea ta, dar la urmă tu pierzi dosarul. Dar, mă rog, uneori ai și senzația asta este corect. Tu vezi din felul cum judecătorul pune întrebări sau ce aspect îl interesează din examinare și tu simți că se interesează de partea care te-ar avantaja mai mult pe tine ca parte în proces, da? Și atunci... Bine, asta vreau să zic, că ar putea să existe așa o situație că, de exemplu, domnul Stoianoglu, avocații spună, stați că eu, noi nu aveam senzația că ar fi trebuit să pierdem procesul ăsta. De asta, nu știu, aceste interferențe, mai ales acum în cadrul dosarelor pendinte de mare corupție,
nu este bună ideea asta de a muta. Și dar nu ai făcut asta pentru că a picat ideea doamnei Maia Sandu cu Tribunalul Anticorupție? Eu, sincer, nu tare am înțeles. Mie mi se pare că, știți, doamna Maia Sandu multe chestii, începând de la scoaterea gardului de președinție, el aruncă și pe urmă cumva uită de dânsele când își dă seama că s-a grăbit. Mi-mi pare că și cu referendumul e tot un pic s-a pripit și nu prea a întrebat pe nimeni. Și acum și-a dat seama că nu este chiar bine. Și exact cum ziceam, exact situația cu deschiderea negocierilor pentru Moldova, în care toată lumea deja știa că gata, ne refuză, da? Și s-a început încălzirea temei prin studiouri. Păi mie mi se pare că ce se întâmplă acum este un fel de, s-a deschis un fel de încălzire a subiectului prin studiouri, că mă tem că totuși o să renunțăm la referendum. Cu referendumul încă mai înțeleg că pentru ca el să fie constituțional trebuie să transmiți curții constituționale întrebările propuse pentru referendum cel puțin jumătate de an înainte de și jumătate de an înainte de a începe campania electorală, parcă deja au trecut, adică avem mai puțin de jumătate de an și s-ar putea din motive pur procedurale să spună că păi nu ne încadrăm, lumea a zis că nu și mie mi se pare că se încearcă o uitare. Exact așa se încearcă ca și cum s-a uitat pe Tribunalul Anticorupției care trebuia să fie funcțional în trei luni. Trei luni au trecut deja de vreo trei ori de atunci. Doamna Stamati chiar în studioul ăsta așa destul de, aș spune eu, a luat un derizoriu cuvintele președinte și v-a trimis la doamna președinte să o întrebați de ce nu când ea era principalul mastermind la a scrie toate legile și toate reformele pe justiție, da? Și acum eu nu știu, ori doamna Stamati a boicotat ideea, ori ea a zis că eu nu mă apuc, eu nu cred ideea asta, scriți-o singur. Eu nu știu, s-a scris la președinție, s-a scris în parlament, s-a scris în guvern, eu nu știu, acolo foarte mult transparență oricum nu există. Dar da, eu cred de fapt că s-ar putea și să nu fi renunțat încă. Uh-huh. Știu că mai multă lume din care, părerea cărora doamna Maia Sandu la care ea ține nu agrează ideea unei instanțe anticorupție. De exemplu, CRJ meu este împotriva creierii unei instanțe anticorupție. Eu știu pentru că asta este un subiect care s-a discutat, cred că, în ultimii cel puțin 10 ani destul de mult în cercurile specializate și ei constant aveau o părere foarte negativă la crearea. Și eu știu că ei sunt oameni care, la părerea cărora, să zicem, președinta ține. Și respectiv, nu m-ar mira că s-a lăsat convins până la urmă, bine, hai, nu facem, dar, pe de altă parte, ea are nevoie de rezultate. Iar rezultatele nu le dă procuratura. Procuratura pornește niște dosare. Și așa avem o problemă că doamna Drăgălin a fost întrebată și a zis că noi nu aveam dosare de mare corupție în actuala guvernare. Toată corupția mare, de fapt, este în finanțarea partidelor de opoziție. Vectorul anti-european, de fapt, asta ne spune și SISU, asta înțeleg că o spus asta în conferință de presă și doamna Drăgălin încă o dată, dar oamenii așteaptă, dar rezultate în lupta corupției să le iei de unde, dacă tu lupți doar cu opoziția. Nu zic că nu trebuie, dacă finanțarea este ilegală, sigur că asta tot este un aspect important, dar nu prea pot spui că eu nu știu cine crede narativul că în țara asta nu există corupție, nu există corupție la nivel înalt. Nu știu cine mai crede lucrul ăsta. Și, dar se observă, este notabilă nedorința, neputința, nu știu, numiți-o cum vreți, a organelor de drept să facă ceva. Chiar ieri am urmărit o emisiune, nu integral, n-am reușit să o privesc toată, cu procurorul general interimar. Uh-huh. Și el la fel a spus că da, păi dosare de mare corupție în actuala guvernare, investigăm, adică a fost, a dat un răspuns foarte evaziv. Când o să fie, o să știți, cumva n-a zis nici da, nici ba. Păi el participă la concurs, el trebuie să fie foarte atent la declarații. Dar asta pentru mine este a doua confirmare de la, probabil că, cred foarte mult, ori nu foarte mult, totul spune cuvântul procurorului șef a Procuraturii Anticorupției 1 la mână și 2 cuvântul procurorului general. Când ambii confirmă că în actuală guvernare corupție nu e la nivel înalt,
înseamnă că dar noi așteptăm rezultate în lupta corupției la nivel înalt. Ce fel de rezultate? Și atunci, apropo, exista și discuția asta și îmi pare că am mai avut-o și cu dumneavoastră în același studio. Au dreptate oamenii care urăsc să mă vadă în emisiunea dumneavoastră vorbind pe aceleași subiecte. Îi dau dreptate, îmi pare rău, îmi cer scuze la ei. Dar, oricum, la altceva n-au ce să uit. Tot e ce o să stea. Deci, în momentul în care se discuta că ce o să facă de fapt acest tribunal anticorupție, cu ce o să se ocupe dacă procuratura anticorupție nu prea trimite dosare în judecată? O să examineze ce? Noi specializăm o instanță ca ea să facă ce? Și apoi noi am văzut cât a durat prevetingul la vreo 60 de oameni, a durat 2 ani de zile. 2 ani de zile și el nu s-a terminat, pentru că ei sunt trimiși la reevaluare. Deci, confirmați în funcții, avem, câți avem noi, 9, da, la CSM și încă ceva de genul ăsta tot în CSP. Adică, din tot ce e evaluați, noi am reușit să confirmăm în careva funcții nu mai mult de 20 de oameni. Și urmează. Dar ce se piște? Dar noi avem curți de apel, toți șefii procuraturilor, procuraturilor teritoriale, toți președinții de instanțe, toți Curtea Supremă. Deci, de fapt, lista este foarte lungă. Și atunci, peste tot asta, să mai suprapune, să mai facem o selecție foarte riguroasă pentru judecători anticorupție. Și eu cred că s-a decis că este foarte simplu. Ce vrem noi de la judecători, de fapt? Să condamne. Eu nu zic eu asta vreau. Uh-huh. Ca și politica, să poți livra rezultate, dar până la campania electorală ai foarte puțin timp și cum tu livrezi rezultate rapid atunci când tu nu ai timp să creezi o instanță anticorupție și să vezi, ei trebuie să înceapă să examineze și nu știu ce acolo să fac. Și povestești în campania electorală, tu 4 ani mai târziu, ia că ai creat sau încă nici n-ai creat, care de parte se creează, chiar că e undeva se creează o instanță anticorupție, așa că de-abia o să urmeze rezultatele cele mari. Dar care rezultate dacă acolo nimic nu ajunge? Rămâne răspunsul logic doar ceea ce este deja în instanță. Deci și s-au gândit că varianta rapidă este să arăți cu degetul cine trebuie să condamni. Eu așa interpretez, cu tot respectul față de judecătorii care sunt în lista respectivă, sunt într-adevăr persoane cum se cade, pentru care am tot respectul. Eu nu vreau să zic că, Doamne ferește, dar mie îmi pare rău și pentru dânsi. Eu nici nu știu dacă pe ei pe toți i-au întrebat și dacă ei toți erau la curent că urmează să fac parte din acest complet specializat. Și atunci mai este încă un lucru foarte interesant. Știți, toți care n-au trecut pre-vetting-ul sau vetting-ul, noi aici au spus că la judecători și procurori nu mărim salariile până îi întreg vetting-ul. Da? Și ei tot stau cu 15, 16, 18 mii de lei, când miniștrii au 50, 60, 75 de mii de lei. Și ei ar trebui să-i... Și la dânsi, la viteza cu care merge vetting-ul, este extrem de comod să spui. Păi, o să ajungă la voi peste un an, 2, 3, 4, 5, dar ei tot timpul ăsta lucrează. Ei, între timp, CSM-ul nu poate să numească judecători noi în funcție, procurorii la fel, nu pot să numească noi în funcție. De ce? Pentru că ei nu au creat organele specializate. Și Curtea Constituțională a interpretat că CSM-ul anterior, care era de dublu întârnicirile expirate, nu poate promova judecători în funcție. Și judecători din sistem plecau mulți, dosare continuă să vină la fel de sarcina, volumul de lucru a crescut exponențial pe toate instanțele judecătorii, efectiv se sufocă. Din cauza asta că nu au mărit salariile la grefieri, e o problemă imens cu grefieri și asistenții. Dar judecătorul, dacă tu îi plătești salariul și el nu are grefier, el vine la lucru degeaba. El exact așa dă statul bani pentru un judecător care nu are grefier, exact ca și ăsta care nu e numit la plafon și tot primești salariul, dar tot nu el e divin. Plus n-au numit în jur de 40 de judecători la plafon care, na, treptat eu mai numit, nu e clar de ce în general eu ținut, că eu am stat și am calculat, îți vreo 20 de milioane de lei s-au plătit salarii la judecători care au stat și nu au făcut nimic. Nu, pentru că ei ar fi vinovat. Lui legea nu-i permite nimic altceva să facă. Și nici să examineze dosare nu are voie. Și pentru ce într-o țară săracă, unde colegii lor se neacă de lucru, unde toată lumea pe dânsă îi hulește și îi înjură de mamă și de tată pe judecătorii ăștia,
De ce credeți că el trebuie să vrea să-și asume, să condamne dosare de mare corupție? Puteți să-mi explicați de ce el trebuie să-și asume, să condamne? Când el la dânsul vetingul nu e clar când o să ajungă. Și el salariul de 40, 50, 60, 70 de mii nu e clar când o să aibă. Și urât o să fie încă dacă o să mai ajungă din completul ăsta specializat, nu, dar Doamne, să mai rețină procurorii, de exemplu, vreun judecător. Iată cum vorbeați de avocatul, da, cu mai devreme, da, care... Că viața este grea când trebuie să supraviețuiești. Eu nu justific asta, Doamne ferește. Dar în momentul în care tu ceri să-și asumi cineva riscuri mai mari, tu trebuie să te gândești la faptul că ei tot trebuie să aibă o remunerare elementară. Noi am ajuns în vetting, descoperim că oamenii n-au cu ce să-și hrănească copiii și noi asta și ăștia n-au trecut. În justiție este destul de mult sărăcie. Eu știu că toată lumea crede că ei toți sunt oligarhi și toți acolo super bogați. Pre-vettingul ăsta au ratat, nu sunt acolo. Apropo, vreau să vă spun că milionarii, câțiva milionari, nu au fost pentru cei care nu au trecut. Pentru cei care au trecut sunt și oameni care au averi foarte bune. Da? Da. Iar ăștia cu care nu au ce hrăni copii, ăștia nu au trecut. Sau care eu trimis mama, nu știu cât acolo, din Italia, 100-200 de euro la... Când un judecător vine și spune că mama lui sau tată, mama lucrează badant în Italia și trebuie să-și pe dânsul umilez pentru faptul că mama sau tată a lucrat la negru. Toată țara asta supraviețuiește economia națională, o supraviețui toți anii ăștia pe badantele din Italia și pe lucrătorii de la construcție din Portugalia, Moscova. Grecia, Moscova și așa mai departe, care lucrau la negru, care nu plăteau acolo impozite. Noi, dacă vreți, noi economia țării noastre, dar și ține pe o mare escrocherie fiscală în țările unde lucrează toate rudele noastre. Și atunci trebuie să fie penalizat judecătorul sau procurorul X, că mama sau tata de la construcții sau de la, nu știu, badantă undeva nu a plătit impozite în Italia. Da, este reprobabil, dar este cineva în general din autoritățile naționale în măsură să dea din deget pentru așa ceva? Pentru că toate aceste curățiri, din păcate, nu-i ating deloc pe cei cu adevăratele probleme. Oligarhii sistemului rămân bine mersi. Și mie mi se pare că reforma justiției este reforma împotriva justiției, s-a transformat într-un fel de luptă împotriva judecătorilor vocali, tineri, cu o reputație foarte bună. Apropo, la dumneavoastră în studio a fost... mai de mult Ion Chirtoacă. Așa este. El este unul dintre judecătorii care n-a trecut pre-vettingul, asta tot știe. El tot nu-i numit la plafon și el este... Există așa o organizație neguvernamentală, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, organizație respectabilă, care are, nu știu, cred că în jur de 20 de ani deja de activitate. Această organizație a făcut, la sfârșitul anului trecut... o gala premiilor sau o gala anticorupție, gala premiilor de integritate, ceva, o gala integrității se numea, da. Au vrut ei să facă, este o inițiativă foarte simplă prin care încearcă să identifice campionii în diferite domenii, să zicem, da? Campionii anticorupție în diferite domenii. Ce înseamnă campionii anticorupție? Cei care poate fi pe bune numit că este integru în domeniul lui. Și cum au făcut ei, eu nu cunosc foarte bine metodologia, dar am înțeles în linii generale că este așa. De exemplu, pentru judecători. Au zis, au rugat și au îndemnat judecătorii, avocații, procurorii să voteze. Cine cred ei că ar putea să ia acest premiu. Să ia acest premiu, da. Și la fel, pe alte domenii la fel. Deci au întrebat pe profesioniștii care lucrează în domeniul ăsta. Și premiul a luat Ion Chirtoac, cel care nu a trecut pre-vettingul. Și nu vreau să vă dau mai multe detalii despre lucruri foarte urâte care s-au mai întâmplat cu tentative de a influența din partea tagmei reformatorilor, ca totuși nu cumva să-i dea lui premiul ăsta și poate să dea cuiva din ăștia iubiții lor. Dar iubiții lor au avut 4 voturi versus vreo 400 pe care le-au avut Ion Chirtoac. Asta spune mult.
Asta spune foarte mult. Asta, de fapt, spune ce înseamnă, bine, puteți să nu mă credeți pe mine că eu poate nu sunt, da, am fost la nu știu unde, am dezamăgit, poate unii oameni au rămas dezamăgit. Eu nu vreau să spun că eu, părerea mea este cumva de referință sau relevantă. Nu o fi ea așa. Dar asta este când tu întrebi toți judecătorii, procurorii, avocații din țară și ei arată cu degetul la unul știind foarte bine că el nu a trecut privetingul. Nu pentru că el nu a trecut privetingul, dar pentru că omul ăsta are o reputație bună și a fost vocal. Și asta înseamnă că dacă s-a vrut un CSM integru, poate merita totuși un pic și să asculte și pe alții. Puteți să explicați cu denumirea asta până la plafon? Deci doamna președinte refuză, acum sunt mai multe procese. Deci judecătorii respectivi vin la bază, vin la muncă. La bază. Eu o numesc pe a mea bază, de asta eu așa zic. Și ei cât? Doar nu toată viața vor veni la judecătorii fără să facă ceva. Când e punctul final? Poate să fie toată viața așa, până Maia Sandu refuză, până Maia Sandu semnează, dar avem 250 secunde, dacă reușesc. Bine, ideea era că Maia Sandu a refuzat o dată și a doua oară ea nu ar putea refuza, iar a doua oară trebuie să-i propună CSM-ul, dar noi CSM-ul mult timp n-am avut. Dar cum avem? Ei, ca și cum avem, pentru că ei tot trebuie să fie 12, dar încă nu-s 12 și privetingul nu s-a terminat și încă bine, din partea judecătorilor a mai rămas unul să fie numit din partea curților de apel, dar nici măcar nu există niciun candidat din partea curților de apel care să vrea să treacă privetingul, fiindcă cei care au fost nu l-au trecut și mulți doritori nu prea se înghesuie să vină. Și eu cred că aici tot situația asta este artificial creat, pentru că există un membru din CSM-ul vechi, doamna Nina Cernat, care era din partea reprezenta curțile de apel. Iar legea a fost schimbată așa încât dacă nu se alege nimeni, atunci cel care ocupa funcția asta cândva continuă să o exerce până când nu se ocupă de către altcineva. Și practic doamna Nina Cernat, eu nu știu deja, eu cred că e deja a treilea mandat, amuș ar putea să-l ducă la sfârșit de când ea tot este în CSM. Adică ei veșnică, eu nu știu dacă lucrul ăsta este normal, dar ea este foarte comodă. Și pentru dânsa special s-a modificat legea așa încât ea se poate să rămână, chiar dacă ea nu a trecut niciun prieten, chiar dacă ea făcea parte din CSM-ul așa zis capturat, care brusc a devenit foarte bun pe perioada oamenilor buni, da? Și care în sfârșit a fost înlocuit, tot cu chin și o sunt mult timp el tot să înlocuiești câte un pic ușor cu cât s-au prevetuit, nu s-au prevetuit, s-au pus, s-au compromis, iar au plecat, iar s-au numit. Deci el încă tot nu este complet. Au fost câteva situații care CSM-ul au pus la vot și pe unii i-au numit, pe alții nu i-au numit. S-au descoperit ulterior că Iulian Muntean a participat la a nu-i vota pe anumiți judecători. Păi Iulian Muntean și-a dat demisia și iar s-a pus problema de a avea el voie oare să voteze împotrivă cuiva sau nu. S-au lăsat la o parte toată lista asta de judecători. Acum se pare că ar urma în săptămânile următoare, a mai venit și încă un membru nou, este doamna Leona Miron, deci avem plus un membru. Ura! Să vedem dacă pot repune pe agenda subiectul numirii la plafon a judecătorilor. Până îl repun, eu propun să luăm câteva clipe de publicitate, vă rog, după care o să revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Noi avem procuror general, știți? Și-au anulat concursul ăștia de la comisia, Consiliul Superior al Procurorilor. A fost la acuzații de fapt cu doamna acolo a falsificat. Doamna a zis că de fapt din greșeală a dat cu 6 puncte mai puțin. Acest CSP este unul filtrat, trecut prin vetting. Dar șeful de la CSP a zis că pre-vettingul și vettingul, chiar dacă l-ai trecut, asta nu înseamnă că omul este prihănit și poate să meargă pe apă. Sunt oameni care pot admite greșeli și erori. Eu am crezut că ei o să meargă pe apă, dacă sincer. După atâta timp. Păi avem deja cel puțin doi. Munteanul ăla de la CSM aici. Fiecare, da. Munteanul a avut o lună, deci el a fost numit în funcție, pare, pe 20 august sau ceva de genul ăsta. Sau 3 august, nu știu când. Cumva, în august l-a numit pe el.
Și în 20 septembrie s-a declanșat scandalul și pe 2-3 zile el și-a dat demisia. Și aici doamna e de 2 luni, nu știu cât e în funcție, da? Numită. Adică eu vreau să spun că ei la finish foarte repede ajung la unui mandat de 6 ani care ar trebui să-l aibă. Cel puțin câte unul din fiecare garnitură deja finish-ul a ajuns în mai puțin de 3 luni. Să bitim că mâine au loc alegeri parlamentare anticipate. La putere vin oameni la fel de frumoși, buni, dar și profesioniști. Ce e de făcut? De luat și de șters tot și de scris pas? Sau lăsăm vetingul și prevetingul mai departe? Eu nu mă refer la faptul că să vină forță politici și spun că, păi dragă pasule, noi o să mergem cu armele tale, să le folosim. Și o să continuăm vetingul de data asta doar ca să ne punem judecătorii noștri. De că chiar să vină oameni adecvați la cap, la putere. Și doar văd, ascultă emisiunea asta, ascultă alte emisiuni, da? Și dau seama că este un impas enorm de mare. Nimeni nu știe care este ieșirea, decât să ștergi tot și să lași cum a fost. Este asta o soluție sau trebuie de continuat ceea ce s-a început și nu merge? Alexandru Tănase, nu mai știu unde l-am auzit spunând și aici sunt de acord cu el, el a zis că s-au creat atâtea aberații peste aberații, încât unicul lucru ce pot să faci este să anulez toate aceste schimbări pe segmentul justiției care s-a făcut în perioada asta. Pentru că poate asta o să pară, eu îmi dau seama că acum eu risc să fiu acuzat că da, eu țin cu oligarhi, cu clanuri, cu sistemul se opune, cu nu citiți într-o lime. De exemplu. Îi satisfaceți așa. Nu, să zicem. Dar eu vă asigur că sistemul care a fost creat, sistemul ăsta de hărțuire a justiției și procuraturii care a fost creat, el convine, știți cui de fapt? Infractorilor. În primul rând celor aflați la putere. Foști și în devenire. Acest sistem convine în egală măsură actualei opoziții hărțuite pentru finanțare ilegală. Nu vreau să hărțuiți, poate e pe bune, poate într-adevăr există finanțare ilegală, pur și simplu iarăși nu vreau să zic că e, dar dacă totuși ajunge sub o careva formă, o careva, că ele tot în momentul în care au desființat partidul ușor, au crescut altele cinci în loc, da. Și am senzația că e mai simplu să-l ai în față și să știi cu cine lupți decât să-l anihilezi și să mai iasă încă 5, că asta o să fie... Dacă totuși careva o să ajungă, o să treacă pragul electoral, în ce proporții, noi nu știm, dar dacă totuși ajunge să controleze procesele decizionale, eu vă asigur. Asta e sistemul perfect pe care nimeni nu te poate acuza că tu ceva ai făcut rău. Nimeni, pentru că e creat nu de tine, e creat de ăștia care erau sfinți și mai că mergeau pe apă, da? Și dacă pentru ei este bun, fix asta poți să faci. Domnul Dodon, am auzit, spunea că noi dacă venim la putere, noi nu schimbăm o virgulă. Așa parcă mi-amintesc. Pe justiție. Și o să noi cu armele lor tot vedem și o să-i batem. Și asta este, pe mine asta mă sperie cel mai mult, pentru că puterea precedentului care se creează este foarte periculoasă. Deci nouă ne pare că aceste vetinguri sunt bune pentru că sunt în mâinile oamenilor buni. Dar ei n-au modificat Constituția astfel încât să fie un exercițiu unic. Și până nu ai voturi ca să modifici Constituția, nu mai poți să-l faci. Și asta e un pic totuși mai greu să ai 70 de voturi sau cât acolo, 67 de voturi în Parlament. Nu e chiar o sarcină așa de ușoară pentru un singur partid. Dar în momentul în care ei Constituția nu au schimbat-o și ei cu majoritate simplu pot să adopte și să anuleze asemenea legi, ele pot fi exploatate la infinit. Cum credeți în momentul în care pe bune se spunea că da, haideți să hotărâri judecătorii să nu fie definitive. Dar dacă ele sunt ilegale, ce noi trebuie să le respectăm? Și asta poate sună foarte fain pentru un om care nu înțelege, dar pentru nu știu, nu vreau să spun pentru jurist, pentru un om care un pic gândește, deci nu neapărat să fie jurist. E clar că dacă tu poți spui că voi vă dați seama că jumătate
Nu sunt de acord. Iată, luăm cazul Stoianoglu. Jumătate spun, cum așa, nu, cum a spus domnul Carp, nu-s de bună credință, nu au bun simț, nu și n-au ei acolo, da? Deci, din punctul lui de vedere, el ar putea să nu respecte o asemenea sentință, pentru că este ilegală din punctul lui de vedere. Și viceversa, este de partea cealaltă, altcineva. Dar cum credeți, iată, ei, pentru dânsul cel mai mare, înțeleg, cel mai mare succes care este raportat la UE de luptă împotriva corupției, este condamnarea lui Lanșor la curtea de apel. Da? Cum credeți, dacă Ilan Șor ajunge să guverneze, lui nu-i convine sintagma că nu neapărat să respectăm hotărârile, dacă ele nu sunt legale. Dacă eu cred că e ilegal, cum credeți, din punct de vedere al lui Ilan Șor, această condamnare ilegală? Clar că este ilegală. Deci interesul poartă fesul. Asta e să deschizi o cutie a Pandorii fără să-ți dai seama. Asta e ca și cum ți-ți pare că tu ai să guvernezi veșnic și veșnic, după părerea ta, una va conta dacă e legală sau nu e legală o hotărâre. Și, în general, practica asta care este făcută acum, eu adus, în general, ură față de justiție, eu adus-o la paroxism, pur și simplu, care le permite lor să arăte cu deși și spune, aha, asta e ilegală, asta nu e bună, asta e valoat la sânge, dar așa la 1, 2, 3, tu împușcați. Deci, ei nu-și dau seama că asta, în general, asta este comportament este comportament criminal, după mine, să faci așa. E comportament criminal, fiindcă mâine o să vină altul și o să fac fix așa. Da, dacă și dacă tu poți asta să faci, orice criminal din sistem care a fost condamnat, care îi spășește pedeapsa, nu știu pe unde, poate fix așa să iasă și să spună, avocatul lui poate să spună, dar eu cred, eu cu tine noi suntem egali în drepturi, Constituția spune că noi avem drepturi egale. Dacă tu poți spui că judecătorul ăsta e rău, dar eu îți spun că judecătorul care pe minimul condamnat e rău. Și care pe dânsul condamnat e rău. Asta e anarhie. Asta este anarhie, pur și simplu. Și adevărata pericol la securitatea națională și la securitatea publică noastră tuturor este sfidarea autorității justiției într-o societate care duce la lipsa de respect a societății în general, că justiția poate să condamne și spună la respect infractorii, pentru că dacă asta nu poate să facă, atunci toți cei care au fost vreodată condamnați, hoți, violatori, escroci, așa mai departe, ei au aceleași drepturi să spună, mă scuzați, dar hotărârea asta este ilegală. Doamna Ciubădar, dumneavoastră ați amintit despre cazul judecătorului Ion Chirtoac, dar cazul judecătorul Alexei Paniș, pentru că și domnul Paniș a fost la noi în emisiune. Ceea ce a vorbit el, și nu doar aici, și în spațiu public, despre documente care clar au fost falsificate și au ajuns pe mâna președintei, ea semnând, se pare că documente false. Acolo a fost intentat un dosar penal, grup organizat criminal, nu știu dacă... după care s-a schimbat. Omul vine, inclusiv aici vorbește, nici o instituție nu reacționează. Pur și simplu, nimeni nu reacționează. Eu cred că atunci când la suprafață nu reacționează nimeni, înseamnă că în realitate clocotește. Fiindcă dacă ar fi simplu de reacționat, s-ar reacționa. Adică noi am vedea reacții. Noi am văzut la prima informație care a apărut în spațiu public, nu știu când, în februarie, pe la mijlocul de februarie, da? Când domnul Paniș, înțeleg, el a informat despre faptul că a primit această informație. Bine, și el tot sfedinia voit cumva să se apere că nu e numit la plafon, nu a trecut prevetingul și mai obține dovezi care să-l facă să se gândească de ce el nu a trecut prevetingul din momentul în care instituțiile statului se contrazic, da? Președintele zice că CNA spune că el are avere nemăsurate, dar el are informații de la CNA că ei nu au problemă cu averile lui. Și atunci el spune, bine, cine minte? Cineva falsifică, fie CNA falsifică informația pentru președinte, fie o informat corect președintele și atunci cineva în președinție o falsificat. Eu nu știu dacă ideea este că președinta Maia Sandu ar fi semnat documente false, că ei au fost prezentate documente
care cu un caracter fals, care o convinge pe dânsa să semneze asta. Maia Sandor putea să fie victima, apropo, în toată istoria asta. Faptul în care a reacționat procuratura mă face mai degrabă să cred că ea totuși nu este victimă. Pentru că la prima impresie, felul în care a fost informată opinia publică inițial, lăsa să se înțeleagă prima variantă, că doamna președintă a fost indusă în eroare și ar fi bine să clarifice cine acolo o induce în eroare pe doamna președinte. Fiindcă ea a semnat, normal că nu stă ea și studiază sute dosare. Uitați-vă cât deplasări are doamna președinte și cât ea de fapt se află în țară. Ea are o agendă externă, de politică externă foarte încărcată și este foarte bine pentru noi ca țară că avem vizibilitate, că este primită bine, că avansăm pe integrare europeană și așa mai departe. Normal că nu stă ea și studiază dosarul Alexei Paniș sau încă dosarul Ion Chirtoacă, de exemplu, sau încă cine acolo, Victoria Sanduță sau cine acolo încă nu-i numit la plafon. Da? Adică nu stăie să le studieze, vă dați seama. Ea trebuie să aibă încredere în oamenii care i-au angajat, care le dă un salariu și care fac analizele respective. Îi pregătesc proiectele de decrete, proiectele de răspunsuri. Ea pune semnătură, ea are încredere în oamenii ăștia. Ei însă înșală încrederea respectivă. Eu presupun, dacă vreți părerea mea, ce s-a întâmplat acolo. Eu cred că faptul că procuratura nu, au fost câteva zile în care nu a venit cu nicio reacție. Au fost mai mulți jurnaliști care i-au întrebat să comenteze. Și ei au tăcut câteva zile și au venit cu un răspuns din care rezulta că mai că domnul Paniș nu falsifică ceva. Da? În care nu era niciun fel de grup criminal organizat, nu e alineatul 2 de alineatul 1 și nu e vizată doamna președinte. General, doamna președinte poate semneze tot ce vrea. Cam asta, da. Scris. Asta e ca un fel de... Răspunsul era foarte similar cu felul în care eu răspuns CNA-ul cu premiu. Că și în general, doamna președinte poate să iei premii. Deși CNA nu are dreptul să interpreteze, să dea asemenea interpretări. Exact așa și procuratura nu are dreptul. Și eu întrevăd aici un trend, dacă vreți, de a... face de a merge la distanțe mai mari pentru confortul doamnei președinte. Poate asta face parte din concepția de securitate națională, că noi trebuie să protejăm vectorul nostru de integrare europeană și doamna președinte este acest vector și respectiv ea trebuie îngrădită. Dar vă dați seama, asta e oarecum ridicol. Sau aceste răspunsuri sunt scrise de către președinție și dat instituțiilor respective ca să dea în mass media. Dar sincer, eu cred că cei care într-adevăr au fost implicați în aceste falsificări, fiindcă nu pot fi, sunt două documente, unul în care, cum spune domnul Paniș, ceneau în cadrul unui dosar penal care au încercat tot lui să-i facă, să nu constate nimic și, pe urmă, răspunsul oficial al președintei că din informația CNA tu ai o problemă. Păi el are două documente în față, cineva din trânsii minte. Și atunci, eu cred că cei care s-au speriat, de fapt, sunt cei care au participat în, nu știu de unde, de la CNA, de la președinție, de la în altă parte. Cei care au participat, cumva, ei au zis că el spunea că și-a fost secretizat, da, ca să nu poți afla. Da. Poate SIS-ul este implicat, eu nu știu, dar cineva din ăștia care este implicat, eu presupun că s-a gândit că ar fi bine să folosească de autoritatea președintei. Și a mers la ea și i-a spus că, păi, din informația asta, rezult că dumneavoastră ați comis o infracțiune. Și eu cred că au speriat-o pe ea, astfel încât să existe o presiune foarte mare, probabil, că eu presupun că din partea ei a existat un deranjament, cu siguranță a existat. Și deși corect ar fi fost, ea dacă se consulta cu un avocat, probabil, îi spunea, Nu, dumneavoastră nu aveți nicio treabă să clarifici procurorii cine vă pune să semnați documente care vă pun pe urmă într-o ipostază jenantă. Fiindcă dacă nu vă clarificați cu dânsii azi, mâine ați mai semnat ceva și pe mâine încă ceva. Dar cine știe cât ați semnat până acum din tot ceea ce v-a pus pe masă semnat. Adică eu cred că ea a comis aceeași greșeală, a călcat pe aceeași greblă, a avut încredere în oamenii care de fapt au manipulat-o pentru ca să o fac pe ea, să o constrângă să se simtă
prost încolțită cumva, ceea ce a generat până la urmă acel răspuns din partea procuraturii și acum comunicatul prin care nu știu cum, nu e clar cum alineatul 2 s-a transformat în alineatul 1 și nu mai este și gata, grupul criminal organizat a dispărut. Măcar sper să înceapă să fie mai atentă atunci când semnează. Mai atent în sens nu la documente, dar la cei care îi aduc documente pe masă și pun semnează anumite documente. Prea departe ne-am dus. Eu am uitat. Noi n-am încheiat subiectul procurorul general. Cine e următorul procuror general? Da, eu cred că actualul procuror general interimar și este viitorul procuror general. De asta s-a anulat concurs, că ai pierdut el, da? Și a câștigat Iachimovski. Înseamnă că doamna respectivă a fost impusă de cineva să falsifice rezultatele, să dea un rezultat mai mic. Eu, sincer, eu, uitați-vă, este cineva din această comisie care trebuie să meargă pe ape. Noi toți credeam că ei merg pe apă, da? Ei toți ne prihăniți acolo. Se pare că unul nu putea să meargă pe apă din trânsă, o greșit 8... Sau s-a constatat că abia primul nu merge pe apă. Să zicem. Comisia, după audieri, după tot, ei au strâns fișele astea la un moment dat. Comisia a văzut aceste punctaj. Dacă era o eroare, eu vă asigur, o stat calculatorul încă o dată și s-a uitat precis, e 3 sau e... Pentru că 3 între 5, eu înțeleg, este un scor agregat din 6 note care se adună și se împarte la 6, da? Deci ăsta e un criteriu agregat. Dacă era o problemă de calcul matematic, putea să fie depistat lucrul ăsta. Ei toți au stat o săptămână sau cât au stat, ei știau. Nu au zis nimeni. Deci un CSP integru care umbla, în care toți umblă pe apă, da, e că numai unul acolo s-a dus la fund, în momentul în care și-a dat seama că există risc și pericol pentru acest concurs, ar fi trebuit ei primi să spună, stați un pic, stați așa, că noi ceva, avem aici o încurcătură. Ori se clarificau pe interior și numărau încă o dată, și era nu 3 între 5, 2 între 5 și nu mai afla nimeni niciodată. Ori dacă ei au văzut, au înțeles că ceva nu este în regulă, ei au încercat să ascundă lucrul ăsta. Ei au dat punctajul așa cum l-au dat în ordinea respectivă care a fost dată. La insistențele foarte mari la toți candidații vizați să publice totuși fișurile, să publice, ei la toți le-au refuzat și pe urmă au hotărât ei singuri ca și cum să fie transparent și să publice. Cu ce au iscat un scandal și mai mare. Pentru că după mine, momentul în care ei l-au dat, au demonstrat nu că doamna respectivă are o problemă, ei toți au o problemă, că au știut, au tăcut, ei nu s-au sesizat. Știți, asta e, mă gândeam și mă gândeam azi că asta e oarecum, bine, la o scară mult mai mică, dar știți cum a fost scandalul cu pădurea domnească? Când s-au dus toți la vânătoare. Și ce a deranjat, bine, s-a întâmplat acolo o crimă. Ce a deranjat este că tu ești procuror. Profesia ta este să nu tolerezi infracțiunile, să lupți cu dânsele. În CSP sunt procurori. Ei trebuie să fie foarte sensibili la ilegalități. Dar foarte sensibili la ilegalități. În momentul în care tu vezi că cineva din colegii tăi, tu presupui că a compromis acest concurs, tu taci sau tu faci ceva în legătură cu asta? Tu ești procuror. Asta e tot așa cum îi spune cum medic nu acordă primul ajutor medical. Un procuror, el nu poate să nu reacționeze la o ilegalitate. Deci ei au ieșit la vânătoare de procuror general, au văzut că unul a omorât concursul, a stat și a tăcut o săptămână până a dat punctajul. Nu a văzut care e reacția opiniei publice și a sărit să o sacrifice pe doamna respectivă. Eu cred că ei sunt toți complici și ei s-au compromis în principiu toți acolo. Acum, după felul în care cei ce au urmat mai departe, ce m-a convins pe mine cu următorul procuror general, e actualul procuror general interimar, este faptul că lui exact în ziua când au venit rezultatele și
comisia de vetting i-a dat un rezultat pozitiv. Eu nu zic, el poate trebuia să-l treacă, nu spun că. Dar a fost o coincidență atât de frumoasă, adică nici n-ar fi trebuit să aștepte măcar. Că iată, nici n-ar fi trebuit să meargă să stăie să aștepte cât timp o să mai treacă vetting-ul. El deja era în procedura de vetting pentru funcția de judecător la Curtea Supremă. Și dar asta nu a fost suficient. Pentru că cei ce au urmat mai departe, pe mine m-a amuzat foarte mult să doamna Drăgălină a pornit o anchetă. Uh-huh. Asta voiam să vă întreb. Doamna Drăgălină a pornit o anchetă în care a zis așa: eu, nu altcineva, eu personal o să anchetez și credeți-mă, pe mine nu mă influențează nimeni. Eu până nu aflu ce a fost acolo, să știți că se apropie cineva de mine, direct în registrul de influență necorespunzătoare mă duc și scriu. Deodată, adică eu tot aflu, eu o să verific. Bun, aici apare o chestie tare interesantă, că în cazul în care doamna Drăgălin cumva e totuși anchetează membrii, s-ar putea să fie implicat cineva din concurenți, ex procurori, da? Cineva din membrii CSP, ei toți au imunități. În cazul lor pornești doar cu acordul cui? Procurorului general. Și te duci la care? La procuror general care e candidat în concurs? El dacă semnează așa ceva, eu nu spun, ea să pornească, poate, un proces penal poate să-l pornească, nu-i trebuie semnătura procurorului general. Dar dacă mai departe ajunge și își dă seama că, deci ăsta sau ăsta, pe oricine ea nu ar pune degetul, ea are nevoie de semnătura domnului Ion Munteanu. Dar Ion Munteanu e în concurs, el dacă semnează, el e în conflict de interese. Și dacă nu poate el semnează, adjunctul lui fix așa în concurs și tot în conflict de interese. Ca să fie lucrurile și mai stupide. Iese ăsta, CSP iese cu un comunicat instituțional în care îi spune doamne Drăgălin, știți, îmi pare că cam ați exagerat așa o leacă și poate așa, procesual penal, mă tind că ați avut o reacție cam, ați sărit calul, uh-huh, într-un fel. Deci asta este exact forma de influență. Eu încercat, de fapt, să-i dăi de înțeles că hai, gata, opriți-vă. Asta este exact influența necorespunzătoare de care spunea doamna Drăgălin că dacă cineva încearcă, deodată se duce să-l înscrie în registrul influențelor necorespunzătoare. Știți unde trebuie să scrie, unde trebuie să denunțe influențele necorespunzătoare un procuror? Unde? La CSP. La CSP. Dar este legea mai privede că în cazul în care sursa de influență este cel la care tu trebuie să denunți influența, adică dacă CSP cumva e cel care te influențează, tu trebuie să te duci să-l denunți la CNA. Iar e de râs, da, cumva. Doamna Drăgălin nu m-a certat cu tăceneau, s-a separat, o divorțat, caut clădiri, ei nici nu dau ochii nici cu alții. Și eu nici nu știu cui e trebuie să denunț. La CSP, nu CSP s-ar primi că e sursă de influență. La CNA, ea că chiar sunt curioasă. Eu spus că dacă cineva încearcă, ei deodată denunță în registru, scrie în registru. E interesant, o denunțat ceva la CNA în registru? Ori ea o să oprească totuși. În cazul în care cineva din trânși să oprești, fie... Doi, cât timp ea investigează, poate să meargă mai departe concursul. Chiar și regulamentul, eu mă întreb dacă ei pot să elaborez un nou regulament de concurs, cât timp ei stă toți în sub anchetă. Nu sunt ei oare vulnerabili în perioada cât sunt anchetați? Și dacă da, nu ține în cazul ăsta hățurile doamna Drăgălin la acest concurs? Și ea le poate face cum vrea, fie pentru actualul șef, fie pentru actualul subaltern. Ea a comentat asta, acest caz, a fost întrebată de către jurnaliști ce se aude. Doamna a spus că are, conform legii, 45 de zile să desfășoare acest proces penal. Asta înseamnă că 45 de zile ar trebui să fie oprit concursul, dar noi până la sfârșit de luna martie parcă trebuie să livrăm procuror general la UE. Așa le-am promis noi? Așa au zis că UE așteaptă măcar procuror general să fie. Dacă n-ați făcut nimic, măcar un procuror de asta. Da, dar asta tot, cu asta tot încă nu s-a terminat. Deci domnul Munteanu s-a dus și l-a dat afară pe adjunctul lui care tot e în concurs. Da. S-a dus la CSP și a zis că n-am încredere în trânsul, el ia că... Dar demisia asta s-a înțeles? Apropo că nu prea am înțeles. Sau din cauza acestui concurs, pentru că și adjunctul său tot era concurent.
Eu am înțeles că este legat de concurs, pentru că dacă am înțeles eu bine, el a zis că el ar fi spus că adjunctul său îl monitoriza pe dânsul și vedea cine intră la dânsul în birou, fiindcă asta ar fi invocat într-o recuzare. Când înțeleg că domnul Demciucin a declarat recuzare la careva membri a CSP. Că i-au văzut în biroul procurorului? Așa nu mă pot să deduc. Uh-huh. Și atunci, eu nu știu cât e de corect acei membri a CSP care i-au văzut ăsta că intra în birou să voteze să-l dea afară pe ăsta care a spus că i-au văzut contract în birou la procuror general. Și zdrobaia, spune-mi la ce emisiuni partice și am să spun ce concurs ai să câștigi. Da, tot da. E drept. Da, nu vedem nume, că acușa să mai supere cineva. Eu propun să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna Cibotaru, vreau să vă întreb ceva, dacă ca juristă, pentru că noi l-am întrebat și pe fostul ministru economiei, domnul Calmâc, el a ironizat. Nu intrăm în esență. În fine, știți că avem și un concurs la aeroport, noi avem concursuri peste tot. Primul concurs, licitație prin acapararea spațiilor comerciale a eșuat. Tot din cauza oamenilor răi au eșuat, a zis oamenii buni. Acum au început o nouă licitație. Doar că în așa numitul al doilea caiet de sarcini a apărut o frază ciudățică. Este așa un punct privind exonerarea organizatorilor licitației de orice răspundere. Eu să înțeleg, de exemplu, dacă vreau să comit anumite acțiuni ilegale și la rog pe domnul Alexandru Sârbu, proprietarul M4-ului, să mă exonereze de orice, eu pot să le comit? Ce înseamnă termenul ăsta? Noi avem așa ceva în legislație, în codurile penale, de procedură? Nu, păi exonerarea de răspundere intervine atunci când scrie în codul penal. Când scrie într-un procedură de licitație, ea nu intervine. De asta, eu nu știu, ea... mai degrabă este un fel de indicator a faptului că acolo ori s-a întâmplat ceva, ori ar putea să întâmple ceva pentru care i-ar vrea să fie exonerat. Dar mie mi se pare ridicol. Eu nu știu, nu am văzut sintagma exact ca să spun ce și la ce situație anume se referă și acoperă, dar nu știu, în general mi se pare toată situația asta cu un pic ridicol. Eu, de exemplu, eu nu văd nicio problemă dacă este așa cum a zis compania asta franceză, că a fost doamna președinte la un careva forum cu investitori, companii mari franceze și le-a povestit despre asta. Și eu nu văd nici de ce ieri trebuie după asta să spună nu, că doamna președinte n-a discutat. Eu nu înțeleg ce este rău în asta. Mai urât arată că încearcă să nege decât să spună cu mândrie că da, păi asta este rolul nostru. Noi încercăm să ducem investiții în țară, am vorbit cu potențiali investitori. Da, este o problemă că îi prevede 2 săptămâni sau cât acolo pentru licitația asta este imposibil pentru, cum spunea și domnul Calmâc, pentru un investitor serios, dacă voi credeți că cineva stă și urmărește foarte îndeaproape anunțurile din Republica Moldova ca să vină, stau și nu știu unde să arunce milioane de euro. Eu nu cred că este așa. Într-adevăr, eu cred că ei trebuie să convinși și să duci, cum spunea în conferință de presă omul de afaceri din Franța. Și eu nu văd nimic rău. Mie mi se pare că asta, după mine, eu am perceput-o foarte pozitiv. Eu chiar m-am bucurat că doamna președinte, când trece atât timp peste hotare, face lucruri atât de utile și foarte concret, practice, ca să identifice potențialii investitori care se vin să aduc. Deci, iată, prin inserarea la asemenea clauze, sau nu, dar noi nu știm, noi n-am vorbit cu... Iată aici mie mi se pare că încep să bănuiesc ceva acolo se întâmplă. Ori așa de tare se ferește să nu fie asociat. De ce? Ei, dacă sunt oameni de afaceri cu o reputație foarte bună în domeniul ăsta, că înțeleg așa din conferința și de presă, înțeleg că ei sunt niște oameni de afaceri foarte cu o reputație bună. Sincer, n-am înțeles că au știut din timp, le-au spus că urmăriți segmentul, ei au urmărit și au făcut un plan de afaceri. Ei, chiar nu mă deranjează că ei erau, chiar și dacă erau unicii care ar fi participat.
dar nu unul din doi. Știți de ce? Pentru că nu este două săptămâni. Și cred că în atâta timp cât mai de mult înțeleg un an în urmă sau când a fost doamna și le-a spus și ei s-au interesat și au urmărit și așa mai departe, ok, eu mă bucur că a reușit măcar pe cineva serios că o interesează, care a urmărit și a pregătit documentele și așa mai departe. Fiindcă, eu nu știu, nu cred că trebuie să alergi și tragă de mânică 20 de companii, când eu nici nu cred că este așa de mulți de aceeași magnitudine în lume care se ocupă de asta. Și mulțumesc dacă ar fi venit și ar fi investit și ăștia. Eu, în general, mie mi se pare tot scandalul ăsta, poate iarăși o spun o chestie nepopulară, dar mi se pare tot scandalul ăsta în mare parte gratuit în jurul la licitația asta. Și el pare dubios din cauza reacției și încercărilor de a nu părea dubioș, anume a celor care organizează licitația respectiv. Sincer vă spun. Pentru că spunea ăsta, francezul spunea că noi, în general, există practica negocierilor directe și poate era, mai sincer să facă negocierile astea direct decât simuleze a doua oară licitații tot în două săptămâni în care e clar că iarăși nimeni nu o să vină. Nu era mai sincer să spui că da, am discutat, am reușit să-i convingem, am adus niște investitori serioși, am făcut negocieri direct. Eu nu știu, mie mi se pare mai grav să cumperi gaz 10 prețuri și nu știe nimeni când, cum și s-a ascuns toată chestia asta, unde precis nu au fost licitații, credeți-mă, decât să te ascunzi de o companie aparent de bună, cu reputație bună, comercial. Nu. Dar sintagma asta, în general, le pune capac la toate, dacă sincer. Noi am vorbit despre alegerile prezidențiale care vin, dar eu am uitat să vă întreb ceva. Mai avem o noutate de asta, așa, deja vot prin poștă pentru diaspora din Canada. Nu sunt mai specialist în domeniul ăsta, doar pot să spun că mi s-a părut straniu când domnul Groza al dumneavoastră emisiunea a spus că facem un pilot sau ceva de genul ăsta, pilotăm. Eu nu știu dacă viitorul oamenilor poate fi pilotat, noi totuși cumva alegem președinte pe 4 ani, pe un parlament pe 4 ani, pilotăm ce? Să vedem dacă o mers ce? Adică când pilotez succesul, cum măsori succesul votului prin corespondență? Pentru cine a votat? Prin corespondență. Ori cum măsori succesul? Dacă oamenii au completat, au pus în plicuri voturi, ori cum îl măsori? Eu nu cred că asta e o metodă care, nu știu, eu nici într-un sat n-aș spune că pot spui că hai că e o scară mică, neimportant și hai să testăm. Eu cred că trebuie să gândești foarte bine mecanismele și să asiguri dreptul este egal, universal, liber exprimat și secret. Astea sunt toate elemente puse în Constituție importante și esențiale pentru exprimarea votului. Tu nu poți să permiți să oferi posibilitatea de a vota foarte diferit pentru oameni care se află în aceeași situație. Și se numește asta pilot. Pilot la ce? Pilot ca să ce? Să testezi ce anume? Succesul metodei sau succesul rezultatului? Ce anume se testează prin asta? Eu nu credeți că se urmărește avantajarea doamnei președinte? Eu nu știu. Faptul că ei propun, normal că te fac să speculezi în direcția asta. Eu nu vreau să spun neapărat că este așa sau nu. Eu nu sunt specialist în sinergii, în inginerii electorale și de a vota și să spun că cu siguranță știu că iată va fi, nu mă aventurez acum să comentez un lucru la care nu cred că mă pricep. Este la suprafață posibilitatea de a specula în domeniul, pe subiectul respectiv. Cine îl propune, la același îi trebuie. Pe mine m-am mirat din toată istoria asta cu vot prin corespondență, două lucruri mă deranjează. Faptul că nu este egal asigurat la toată lumea care se află în aceeași situație, cu distanță mare până la urna de vot. Și doi, faptul că am auzit că asta este un fel de pilot. Și dacă votul nu convine, declarăm pilotul nereușit și nu numărăm voturile astea oricum. Foarte bună întrebare. De asta și spun. Se pilotează metoda sau rezultatul? Ce anume se pilotează? Știu că eu, chiar dacă ați spus că votul este secret, dar pentru cine veți vota la prezidențiale, doamnă Ciobotar? Eu încă nu am văzut candidați toți ca să spun cu cine pot să votez.
Și acum este periculos să răspund la așa întrebări în public pe conferință pe azi ieri. Așa folosesc, eu cred. Nu faci asta la invitat, nu-l puneți întrebarea asta. Dacă invitatul va spune că va vota pentru Maia Sandu, Sisu nu se va ocupa de capul invitatului. Nu puneți oameni în situație, doamnă moderator. Am avut eu o discuție cu un om din justiție și el m-a întrebat, Gonța, dar ce înseamnă pentru tine caz de rezonanță în justiție? Uh-huh. Zic, păi nu știu, iată, Stoian Ogru, cazul Dodon. Deci nu, Gonța, asta voi, jurnaliștii, politicienii, faceți cazuri de rezonanță din dosare pe care tot procurorii ne le aduc pe masă inventate. Cazuri de rezonanță înseamnă atunci când noi arestăm sau nouă ni se aduce un inculpat acuzat de viol unei fetițe, da? Sau Doamne ferește unui băiețel, Doamne ferește și-a fetiță, da? Trafic de copii, da, umor. Spune, este cazuri de rezonanță la care voi nici nu atrageți atenție dacă presa nu scrie despre subiectul ăsta. Nici nu știți. Eu spun că voi nu știți câte lacrimi vedem noi în instanță de judecat că vin, da. Și trebuie să îi întrebi copiii cum te-au exploatat, unde te-au dus, ce s-a întâmplat. Până la urmă, nu se trage totul de la noi, de la ăștia de care noi ne numim jurnaliști, de la politicieni care se numesc politicieni. Ori societatea, ce vede de seară, de seară? În general, clar că există o sinergie. Eu cred că puterea a patra e a treia. Eu cred că a treia ca a patra s-au schimbat cu locurile. Eu cred că justiția cu mass media s-au cam schimbat cu locurile în importanță. De ce? Pentru că subiectele pe care le consideră presa subiecte devin verdicte. Ele se transformă în verdicte. Dacă presa vorbește mult despre cineva, el e vinovat. Deci soluții nu poate să fie de altă natură. Spunea și domnul Groza despre sentență care, odată o sentență care unii nu s-au așteptat. Da, alții s-au așteptat, dar unii nu s-au așteptat, da? Și iarăși, pentru domnul Stoianoglu, apropo, fan clubul lui mediatic, a făcut subiectul să fie neunivoc. Pentru că domnul Stoianoglu, spre deosebire de mulți alții, a avut norocul să existe opinii împărțite în societate. Dar sunt mulți care sunt condamnați de opinia publică, care nu au un fan club egal cu cel al domnului Stoianoglu. Pe care, că inclusiv pentru dumneavoastră, da, ați realizat că sunt cazuri foarte sensibile, foarte revoltătoare, de care nimeni nu se interesează. Pentru că, într-un fel, presa decide cine este. Ori a făcut, ori el a aflat, ori el a făcut o investigație jurnalistică și este persoana pe materialul lui. Eu cunosc situații în care persoana pe bune nu este vinovată și a fost vizată într-o investigație și prezentată ca și cum ar fi vinovată. Și în instanță s-a demonstrat contrariu. Și mai departe, sursa mass media, sigur că judecătorii, toți sunt corupți, evident, iată, ăsta care trebuia să fie așa și așa, dar el, de fapt, a decis că e așa și așa, la gunoi cu justiția asta. Și atunci, ce trebuie să facă judecătorul? Ca să nu fie acuzat în felul ăsta, trebuie să dea verdictul presii. Și atunci, cum îi trebuie presă dacă la noi toți pricep? Politicienii se iau după capul jurnaliștilor pentru că pentru ei este foarte important ratingul. Ei trăiesc din rating. Dar ratingul este indisolubil legat de presă. De asta vine și tendința de a controla mass media și dorința de a avea holdinguri de presă. Și atunci există politicieni mult mai simplu comunică cu jurnaliștii. Și atunci fie ele, presa lor le spun că uite, ăsta e rău, ori presa știe singur cine e rău și cine trebuie dat verdict din timp ca să pună presiuni pe judecători să dea anume în direcția asta. Da, de alte ori presa generează un subiect și atunci politicienii spun da, păi era clar care este verdict. Dar de unde era clar verdictul? Era la dumneavoastră în emisiune domnul Ivan Deacov care spunea că da, sunt cazuri revoltătoare, dar cineva a văzut probele. Și dacă judecătorul nu are probe, nu s-ar... el trebuie să condamne pentru că opinia publică l-a condamnat deja. El trebuie neapărat condamnat? Ori tu, dacă ești
într-o zi ai să fii în locul lui și tu ai să țipi că e dosarul fabricat și probii nu sunt. Apropo, asta duce la faptul că inclusiv procuror, el știe că el oricum trebuie condamnat, că opinia publică asta vrea. Și atunci nu contează, el a reușit să acumuleze probe, nu a reușit. Este presiune că trebuie să avem rezultate la UE. El a pus, poc, poc, are, nu are probe, l-a trimis. L-a trimis și mai departe, asta e problema judecătorului. Fiindcă el, ca și cum, și-a făcut lucruri, cu tot nimeni nu a văzut dosarul, ce este în dosar, și el sau și noi. Iarăși, noroc domnul Stoianoglu, care un fan club mare, care stă și povestește la toți că dosarul e fabricat, că probe nu, că nu știu ce. Bun, sunt și ăștia care spun, Doamne ferește, nu, adânc părerile sunt împărțite, într-adevăr. Nu știu în ce măsură judecătorii au cedat presiunilor fan clubului domnului Stoianoglu. Deci, cu cazul Stoianoglu, pentru mine lucrurile nu sunt simple de a fi înțeles din perspectiva manipulării opiniei publice care se face prin presă, fiindcă sunt, taberele sunt împărțite, iarăși asta nu e cazul clasic. Dar pentru procurori, ei știind că nu are nimeni acces la dosar, el a anunțat că o trimis în judecată. Că este ceva acolo, că nu este ceva acolo. Dacă presa crede că ăsta e rău, judecător trebuie să condamne. Dacă nu, el o să răspundă. Și el o să fie capul tuturor relelor. Și atunci, dar noi generăm, dar mâine, dacă cumva calci tu pe bec și ajungi în disgrație, te poți trezi tu cu un dosar în care probe nu-s, dar presa cere capul lui Moțoc și tu vrei să povestești cuiva, dar nu ai cui povesti. Da, azi tu te bucurai că cum strigai că așa trebuie condamnat. Presa, practic, simplifică foarte mult munca procurorilor, vreau să vă spun. Foarte mult. Fiindcă predeterminând verdictul, deci dosarul e gata nu atunci când el are probe suficiente, dar atunci când temperatura mediatică e numai bună de trimis în judecată, să încerci pe urmă judecătorul acela să-l achite. Și eu cred că și ăsta, scopul acelui complet specializat sau lista cu judecători specializați în dosare anticorupție, dar putea să fie asta. Ăștia care urmăresc presa și știu care trebuie să fie soluțiile, care, respectiv, o spată lăuda guvernarea, care rezultate la UE. Și pare că UE îți deschide dosarul și o să studieze câte probe au fost acolo sau nu au fost. Asta normal... mai peste vreo 4, 5, 6 ani o să aflăm la ce, dacă nu erau probe și, de fapt, aiurea au condamnat pe cineva. Și o să plătim tot noi, ăștia care azi ne bucurăm că l-au condamnat, dar el, de fapt, aiurea l-au condamnat. Da. E ceva normal ca acești judecători să vină la ședință? Dar peste 4, 5, 6 ani, pentru dânsul nu contează. O să fie deja un alt scrutin electoral. Noi ne spună muie că păi ce vreți, CSP-ul? Noi suntem vinovați. CSP-ul independent, el singur a făcut concurs și vreți de la noi, da? De politicienii gata, s-au degrevat. Ei nu răspund. Da, PAS-ul a declarat CSP-ul n-a nicio treabă. Ei nu răspund. Păi exact așa și peste 4-5-6 ani spun, da, ce vreți voi? Este justiție și deși eu sunt vinovat. Justiție, noi vorbim că avem dreptul să vorbim, dar trebuie să-și facă lucruri corect. Și judecătorii sunt puși într-o situație foarte dificilă. Deci trebuie să placă și opinii publice. Dar și corect să fie. Dacă nu e corect, o să-i vină condamnarea mai departe la CEDO și o să răspundă el pentru condamnarea de la CEDO. Sau nu o să răspundă, dar mă rog, la noi nu prea obtut nimeni responsabiliza judecătorii pentru condamnarea la CEDO. Da, dar legea asta e moartă de când e născută de 3 ori. Știu că au fost câteva tentative de a o naște. Nu, nu. Ea, bine, asta e, de fapt, există răspunderea pentru acțiunile ilegale, adică este acțiunea în regres, ca și cum. Ar putea, dar atunci trebuie să stabilești exact cine s-a făcut vinovat de ea. Și asta nu e tot timpul un judecător. Sunt 3 nivele de jurisdicție. Cum a votat prima instanță, cum a votat și sentința odată prima instanță, și sentința odată a doua, câți au fost? 1, 2, 3, și o zis procurorul, și o altă opinie separată. Deci, când te apuci să faci matematica asta, sincer, te pierzi în pădure. E foarte complicat. Cum împarți vina pentru cel care cel și ce slu ți-a dat până la urmă. Dar e o chestie normală ca astfel de ședință să aibă loc la Consiliul Superior Suprem de Securitate și să vină CSM-ul, judecători? Nu mi se pare foarte bună ideea asta, dacă sincer, îți creează impresia că există luni e chemat pasul la președinție, marți e chemat CSM-ul, judecătorii, serios? Bine, când s-a început toată această așa zis actuală reformă, val de reformă, e greu de spus. Cum zicea iarăși, pămânesc pe domnul Ieșanu, că atare noi un document care se numește reforma justiției, noi nu avem.
nu există așa document. Și când spunem reformă, fiecare înțelege ce vrea prin reforma justiției. Cineva înțelege vieting, cineva înțelege alegerea procuror general, cineva înțelege dosarele la procuratura anticorupție, cineva înțelege ce face CNA. Toți înțeleg și vrei, ce vrea el prin așa zisă reformă. Dar luăm așa o imagine, așa spun, imagine simbol a reformei justiției, când doar se pornea discuția asta, a fost, dacă vă amintiți, o întâlnire tot la președinție cu niște judecători, care la început cumva s-a scurs în presă, au fost pranumiți judecători care au fost la la președinție. Cine i-a ales pe dânși, cine i-a făcut castingul judecătorilor care trebuie să bea ceai cu președintele și să discute. Acolo, de fapt, se zice, iarăși, nu se știe ce și cum, dar se zice că s-au discutat cine-s bun și cine-s reinstem, cine trebuie înlăturat și cine trebuie lăsat. Acum se pare că băutorii de ceai de la președinție din rândul judecătorilor au ajuns să treacă pre vietingurile, să fie în CSM-uri, să fie... Și tot ei merg la ședințele Consiliului Supreme de Securitate. Deci, practic, cei care au avut noroc să numerească la ceai și să fie... să povestească ce e bine și ce e rău. Și au obținut încrederea prin aceste discuții directe. Cât e de corect, dacă mă întrebați pe mine, eu nu cred că nici președintele, nici ministrul justiției nu trebuie să vină la CSM și să spună ce au ei de făcut. Că totuși justiția este independentă și puterile sunt separate de executiv, n-are ce căuta executivul și bat cu pumnul în masă. Chiar și la un CSM care era considerat capturat. El s-a decapturat după ce a ascultat cum a bătut cu pumnul masă președintele dânșa. Apropo, el atunci s-a decapturat și a devenit bun după ce a fost rău perioada regimului Plahotniuc. Și a fost bun ea ca până s-a creat CSM-ul, maică nu le era dispărțit de dânșa. De fapt, nu de tot s-a dispărțit până în prezent. Da, da, cernat, da. Până acum mai este acolo. Păi iată, fix așa, exact aceeași situație este și cu... acei judecători care au fost la ceai și au prefigurat reformele toate de mai departe. Deci, în mare parte, ceea ce se întâmplă acum este, trebuie să ajungă la algoritmul acelor judecători din listele care se zice că s-ar fi făcut. Eu nu știu dacă este așa sau nu, dar se speculează. Atunci când tu încerci să ascunzi o informație, exact ca și cu licitația de la aeroport sau oricare, când încerci să ascunzi o informație și oricum despre dânsa se află, oamenii tind să creadă mai rău decât posibil că și a fost. Dar cert este fapt că unele, dacă vă uitați, căutați cine a fost în lista respectivă, o să-i găsiți acum prin CSM și la ședințele CSS. Invitați și la CSS. Și la final, vreți să ne povestiți ceea ce mi-ați povestit mie înainte ca să începem emisiunea despre ce mai faceți dumneavoastră în timpul liber? Sau e secret de stat? Nu, deocamdată nu. Nu lucrez la niște studii care țin de domeniul justiției. Bine. Atunci, la final, eu, doamna Cristina Ciubotaru, vă fericit cu ocazia zilei de 8 martie. Vă doresc multă sănătate dumneavoastră, fiice dumneavoastră, tuturor celor la care țineți, dintre prieteni, rude. Iar de rest o să aibă grijă guvernul PAS în frunte cu doamna Maia Sandu. La mulți ani! Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Doamnelor și domnișoarelor, la mulți ani și dumneavoastră cu prilejul zilei de 8 martie. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.